Am fost abandonată de mama mea în Elveția cu un om absolut străin și ea mi-a luat frații. Papa a început să construiască ea un restaurant aici în Moldova. Cât papa probabil dormea la treilea etaj, și e cu alt bărbat în casa lui, o făcut copil. Papa a iertat-o. Nu ai fost viața noastră cu noi aici, am vii și spui că vrei să faci familie. Eu n-am știut când n să mai pot cu și să vorbesc deloc. Prima dată după patru ani când noi ne-am reîntâlnit cu dânsa. Nimic n-am simțit față de dânsa. ce mai bun lucru care s-a întâmplat în viața mea este papa. Pentru că el pe mine m-a crescut de când eu am avut trei ani și el pe mine niciodată nu m-a lăsat, nu m-a abandonat. Deja ați observat că la monolog deseori am istoriei care demonstrează că viața bate filmul. Urmează să vedeți istoria Alinei, care a trăit de la 3 ani în Elveția și a fost crescută de un bărbat străin, tatăl vitreg. Deoarece, spune ea, mama practic nu s-a implicat în educația sa, decât cu bătaia. La final voi veni cu câteva concluzii, dar am un apel din start. Faceți abstracție de faptul că Alina nu vorbește ideal română. Asta deoarece în Elveția nu are cu cine comunica românește. Ascultați istoria ei, învățați lecțiile pe care ni le oferă. Nu o criticați pentru felul cum se exprimă. Iar înainte de a trece la monolog, vă îndemn să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificare de fiecare dată când voi publica ceva nou. Iar dacă o să vă placă acest monolog, nu uitați să-l apreciați. Numele meu este Alina Osna. Eu am 19 ani și am fost abandonată de mama mea în Elveția cu un om absolut străin și ea mi-a luat frații. În 2005, mama mea s-a mutat cu mine în Elveția pentru că ea s-a cunoscut cu un elvețian, dar foarte repede i s-a căsătorit numai după un an de, de când s-a cunoscut și ea a plecat în Moldova și m-a lăsat cu bunica în Elveția. Și asta a fost când eu prima dată l-am numit pe el Tată. Eu eram cu bunica în bucătărie și ea a spus, dar cum e tata în germană? Și eu am spus, papa. Și ea a spus că du-te repede la Daniel și spune lui papa să vezi și de tare la să bucure. Asta e un moment care eu îl țin minte pe de tot, pentru că unul din cele mai importante momente din viața mea. Eu eram foarte, foarte mic, patru ani probabil, și m-am dus la bucătărie și de la masă și eu găsim un motiv, căutam ceva să, se spun lui ca să am posibilitatea să-l numesc papa. Și nu mai țin minte ce am spus și l-am numit papa. Reacția lui, nu mai țin minte, dar el a spus că asta tot a fost un moment foarte important pentru el. La început, tot părea ok între ei, dar de când eu țin minte, mama cu papa nu dormeau într-un dormitor. Asta a fost foarte devreme. Noi am renovat casa și la a treilea etaj, mama lui i-a făcut etajul lui cu baie, cu dormitorul lui, cu oficiul lui, dar este stătea cu noi la a doilea etaj și e din când în când mai pleca la Moldova, veni înapoi. E nu ne lăsa singuri cu el, dar noi mereu avem o dadacă sau cu bunica mea. Papa o iubea pe mama mai mult decât orice. El o iubea foarte, foarte mult. El face absolut tot pentru dânsa. Ea, la început, nu pot să spun cum se comporta cu dânsa, doar eu am fost foarte mică, dar cu timpul ea nu vroia să-l sărute. Eu când îi spunea mie, sărut l te rog, ea spune că nu, 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 trebuie să vadă asta oamenii, nu trebuie, asta m-am privat să face și um, nu vroia, nu îi dădea lui iubirea care el îi dădea ei, numai când cerea bani. Uh, ea mereu uh, s-a început asta uh, foarte devreme, e o vrut să cumpere apartament în Moldova, pentru că e au spus că e când vine în coace, e vrea să aibă unde trăi. Și um, în uh, 2010 sau o leacă mai târziu, a, papa a început să construiască ea un restaurant aici în Moldova. E că, pentru că ea spunea că e vrea business pentru familia noastră, um, că că și e să contribui la, um, pentru familie, nu numai papa să lucreze, dar și ea să aibă ocupație. Papa stătea acasă la masă și ea vine a spune din urma lui, al cuprinde de din urmă și îi spune, dragul meu, eu foarte, mult, eu foarte tare te iubesc. Și cerea sume mari de 10.000, de 15.000 de euro um, de la dânsul, dar asta, iubirea asta i numai când e de la dânsul bani. El a investit acum, să, este vorba de 300.000 de euro Poate s o fost și mai mult, dar asta numai pentru restaurant. Eu am fost foarte des în Republica Moldova, mai des decât în Elveția, eu cred. Eu am impresia că eu o știu pe bunica mea, care din păcate a decedat în 2016, că eu pe dânsa o știu mult, mult mai bine decât pe propria mea mamă. Ea, după căsătorie deodată s-a dus în Republica Moldova, o stat puțin timp cât numai s-a căsătorit și au venit înapoi, dar ei era însărcinată. Clar că nimeni asta nu știa, numai mai e și prietenele ei din Moldova, dar așa nimeni nu știa că era însărcinată. Și repede o putut să facă așa, să creadă toți că e copilul lui papa. Și s-a născut fratele meu în 2007. Atunci, noi încă, papa nu se gândea nimic, eu nu știam nimic, eu eram foarte mic, aveam abia um, 4 sau 5 ani când fratele meu s-a născut. Dar, um, pe urmă, când sora mea s-a născut, în 2011, situația era de amoleacă mai clar. El nu a vrut să concepe a treilea copil prin mod natural, dar au spus lui papa să spermă, așa și el a făcut. Așa eu vrut să dea de înțeles că e copilul lui, Um, dar eu uh, foarte devreme am observat, eu aveam mătincă 11 ani, că um, el nu a avut interes uh, să, uh, în papa, dar el avea alți bărbați. Ea pe papa n-al iubea. Eu asta am observat foarte devreme. Eu aveam numai 11 ani. Um, da, sunt și mai multe momente care eu o să menționez, dar prima dată a fost când eu eram la restaurant, când abia se construia, aici în Moldova, și era un electric um, și ea cu dânsul cuprindea uh, și se comporta cu dânsul altfel decât se comportă cu papa. Și pentru mine asta era foarte straniu că eu m-am dus și am citit mesajele la calculator de pe ună cu alți bărbați. Pentru mine asta a fost un șoc. Asta prima dată a fost când uh, lumea mea s-a stricat parcă om. Oh. Și tot atunci eu am observat că s o căsătorit cu papa numai pentru bani, dar nu pentru că al iubea. Eu cred că el niciodată pe o niciodată nu l-a iubit. Uh, pentru că și... Uh, când ea era în Elveția, era un șofer din Moldova care venea fiecare săptămână și el stătea la noi acasă și dormea la noi în casă. El are o fiică care seamănă fix cu sora mea. Eu sunt la 100% sigur că asta e tatăl sorei mele și e o îndrăznit în casa lui papa care îi face papa îi face absolut tot pentru dansa, tot ce e vroia, el îi ofere și eu îndrăznit în casa lui, cât papa probabil dormea la treilea ta și e cu alt bărbat în casa lui, o făcut, o făcut copil. Chiar dacă ea avea atitudine urâtă, el mereu o susținea, el, pur și simplu, tot fix ca mine, nu vroia să realizeze că asta e realitate. Și eu când am avut curajul prima dată să o confrunt cu situația asta, ea mi am spunea că dacă eu menționez asta față de papa, el a să aibă atac de inimă, eu o să-mi pierd papa și dacă eu încă o dată alcătuiez fanteziile mele astea care nu sunt reale, ea pe mine a să mă bată, ea pe mine a să mă duc în Moldova, pentru că eu n-am meritat să fiu în Elveția. Eu eram în Moldova când am aflat asta și plângeam foarte, foarte mult. În fiecare zi eu plângeam. Eu eram foarte tristă și într-o zi mătușa mea mă întreabă ce s-a întâmplat și eu ei i-am povestit totul. Și ea a spus că da, asta e corect, tu ești foarte deșteaptă, cum ai descoperit asta, eu ei am povestit. Și eu îmblam la biserică, eu scriem la biserică, la dorință, că mama să iubească pe papa, să fim o familie fericită, așa ceva să nu mai întâmple. Și punem la iconiță și mă punem în genunchi și mă rugam. El niciodată nu, nu a ridicat vocea la dânsa nici o singură dată. El tot face absolut pentru ea. Eu cred că chiar și nia nu mai greu să-și lucruri de la dânsul decât ea era. Chiar dacă noi aveam o relație ca cei mai buni prieteni, ca între tată și fică. Eu nu știu dacă papa vreodată știa, el probabil în suflet înțelege că ceva nu-i cum trebuie să fie, dar el nu a vrut să realizeze, dar în momentul când lui s-au luat copiii și ei au plecat în Moldova pe asta au fost momente când el l-a realizat că e pe dânsul l mințit și tot asta cu familia niciodată nu a fost real îmi cer scuze pentru că eu nu vorbesc română perfect, dar în Elveția eu nu prea vorbesc limba română, așa că cu ani am uitat, îmi vine alea că mai greu. Ea, când era în Elveția sau când noi o vizitam în Moldova, noi mereu plecam la Moldova în fiecare an. Noi câteodată și lipseam la școală, că eram în Moldova. Ea pe noi, ea se comporta cu noi foarte urât. Uh, ea, de exemplu, ne batea de la chiar absolut nimic Eu uh, sunt mai multe momente care pot să le menționez De exemplu, uh, când eram în clasa întâia eu Noi trebuia să portăm um, pantofi pentru clasă Să nu umblem în ciorapi, sau să nu venim cu papucii murdari Și um, ea a spus că dacă pantofii care tu ai la școală surâți, eu pe tine bat. Ea, pe urmă, era alte momente, eu portam ochelari din clasa 5-a și ea nu-i plăcea că eu port ochelari. Că eu, eu spus că eu ne ascund nea fața și eu arăt urâtă cu ochelari. Și când era e nervoasă, ea ne lua ochelarii, ne arunca uh, în perete și ne dădea cu genunchii în spate, mă pălea cu picioarele, mă tragea de păr. Uh, la papa e de obicei nu striga, uh, nu se comporta agresiv cu dânsul, uh, numai cu noi, uh, mai tare. Uh, noi am avut o cameră de jucării în Elveția, să nu împrăștiem jucăriile în toată casa, dar să rămână acolo. Da, în fiecare seară trebuie și condiția ca să fie curat acolo înăuntru, lună. Și noi când ne jucam și lasam jucările sau nu era perfect curat, ne dușem seara la baie să ne pregătim, a doua zi să ne dușim la școală. Și e, când noi eram la baie, ne luam nouă hainele și nu ieșem din baie, nu avem nimic pe noi, eram goli e pe noi ni de păr jos, ni arunca jos și spunea să faci un curat, că dacă e în 10 minute nu vine și e lună, e pe noi să ne bată. Și ea mereu număra cât batei nu a meritat și e nu ne lasa să ducem la colcare, chiar dacă a doua zi era școală, până și nu era curat în camera cei de jucării. Ne, ne, punea să facem goi curat. Și a doua zi era școală, dar asta nu era important pentru ea noi trebuie să stăm și să facem curat în camera aceea. Dar e în fiecare zi număra câte bătăi noi am meritat. De exemplu, fratele meu a stricat o vază, uh, 30 de bătăi au meritat. Și e mereu cu gentura, ne batea atâtea ori, cum eu crezut că nu am meritat bătăile. Papa lucra toată ziua și nu putea el să... El îi spune, ea să nu ne bată, dar cuvântul lui pentru dânsa nu era nică. Și câteodată când eu veniam acasă, știam că când într un casă, eu s-o bătută, stăteam afară și să al trimitem pe papa să ducă să vorbească cu dânsa și eu nu mă într în casă dacă ea promit că n-a să mă atingă. Conexia între fratele și sora mea și mine a fost foarte, foarte puternică pentru că noi nu am crescut cu mamă lângă noi din majoritatea timpului. Noi am avut o conexie așa de puternică că eu m-am simțit lor mamă. Și noi am plecat împreună să ne distrăm în parcuri, am plecat la parcuri de distracții în Germania cu papa. Asta a fost o tradiție, fiecare toamnă să plecăm în parc de distracții în Germania. Și eu chiar am crezut la 14 ani că eu a să pot să le țin pe dânșii mereu lângă mine și eu să le pot să le, să le fiu lor și neva ca o mamă trebuie să fie pentru ei. În vara din 2017, noi ca de obicei am venit în Moldova și noi am stat la un apartament care papa ei a cumpărat și este la restaurant și ea din când în când venea și ne lăsa noi nouă bani pentru mâncare și eu aveam grijă de frățiorii mei și noi ne luam de mânuță și plecam, era în dispita direct lângă apartament și mâncam de obicei acolo, că era și mai aproape și eu nu mă descurcam în Moldova deloc. Ea nu venea acasă nouă să ne facă mâncare, ea venea și spala hainele sau de și hainele spalate, dar așa și bani și din când în când și mai dormie, dar a, majoritatea timpului eu fost la restaurant. Sau eu nu știu ce face, dar nu era cu noi. Și în vara asta și-a fost și prima dată când i-au încercat să mă bată, dar eu chiar m-am aparat. Eu au venit la mine și au ridicat mâna, dar eu i-am apucat mâinile ă, la timp și le-am roz de perete, ca ei sunt drumul și e încerca cu genunchi, ea cu picioarele, ea să mă pălească, dar asta a fost... Um, um, frații mei asta au văzut, asta și pentru și a fost un șoc, pentru că ei tot nu s-au așteptat să vadă. Da, pe urmă, asta a fost ultima dată când eu încercat să mă bat, de atunci niciodată nu m-am mai bătut. Asta eu, atunci aveam încă 14 ani. La 14 ani e... Ultima dată încercat să mă atingă, dar nu m-am mai atins. Pe urmă, noi am plecat în Elveția, eu cu frații și eu am rămas în Moldova și tot atunci noi am plecat la Germania cu papa la partea distracție, Noi am avut o dadacă, că bunica mea de-a era decedată din 2016 și um, dadaca și ea avea grijă de noi și într-o seară, uh, sora mea a avut un sunet și o pusă difuzor. Era eu, fratele meu, Dadaca și tatăl meu, care am ascultat și ea, sora mea, care vorbea cu mama și mama ei spune că uh, mama, mama mea spune că eu o să vin și asta eu la Moldova, hai numai noi străim, fără altcineva, fără papa, fără nimeni. Și noi când asta am auzit, noi ne-am speriat. Eu am luat fratele și sora de mânuță și noi ne-am dus la protecția copiilor în Elveția. Acolo noi am povestit cum e pe noi uh, ne bate, cum e cum noi comporta, cum e nouă atenție, nu ne dădea, nu ne dă de iubire. Și uh, e trebuie să vină înapoi uh, din Moldova și uh, înainte să vină, Protecția copilor o spus lui papa să ne ascundă la hotele în Elveția până și să clarifică situația. Și noi prima noapte am stat în Germania, pe urmă am dus la noi în Elveția și am stat la hotel. Papa dormea, Sara cu noi, dar ziua el pleca la lucru și el se până acasă, lua haine noi. La școală nu trebuie să ne dușim, um, învățătoarea mea și a lui fratele meu și educatoarea lui sora mea au înțeles că aici e serios, școala nu i prioritate. Și, și ascuns și e, când au văzut că nimeni nu e acasă, se făcea parcă nimic nu s-a întâmplat. E scrie, când vine să mâncare, e să fășe, parcă tot e normal. Pentru noi, zilele și ele au fost foarte grele, pentru că noi am fost închiși într-un teritoriu, noi ne temem să ne ducem pe stradă ca ei nu treacă cu mașina să ne vadă. Noi stăteam acolo, la, ne jucam pe teritoriul la hotel, în hotel, ieșem numai rep de la cumpărături, să cumpărăm pentru mâncare. Nu ne era frică ca să ne furăm Moldova, dar noi am fost și la poliție cu papa și poliția știa despre tot asta. Apoi el a plecat la protecția copiilor și a dat declarație. O spus că e pe, dân, pe, e pe noi niciodată nu ne-a bătut. Eu venit în Elveția și observat că copiii sunt ce mai important uh, din viața ei și um, ea vrea să vină înapoi aici, să găsească de lucru, să trăiască cu noi și să nu mai plece la Moldova. Și... Um, pe urmă, protecția copiilor ne-a trimis să trăim la prieteni și într-o zi o trimis pe frații mei acasă cu condiția că ea trebuie să ducă la hotel. Și noi trăim acasă, dar el la hotel. Eu n-am vrut să las frații mei singuri acasă, m-am dus și eu, și eu acolo cu dânșei. Și, dar el la hotel nu s-a dus. E o promis, plânje, a spune că vrea să rămână în Elveția. Papa pe tot a, a confrontat-o că tu vrei să furi copilul. Dar el i-a spus că nu mai este, eu ți a -ți promit, eu îți găsesc de lucru. Papa a o iertat-o. El, pur și simplu, nu a vrut să pierdă familia. Eu cu și deam în mașină și spuneam, Papa, tu nu vezi? Asta e șansă? Protecția copilor în sfârșit poate să facă ceva și noi să fim fericiți, a, tu să găsești alte femeie. Dar tu nu vezi că muia, familia nu este de salvat, dar el spune, dar tu nu știi, dă să-i dăm o șansă, o ultima șansă și el insista să ținem familia împreună. Pe urmă, noi am stat împreună acasă pe câteva zile, nici nu știu dacă a fost o săptămână. Eu cu dânsa mereu mă certam, eu vroiam ia să pleci. Eu ei spuneam, te rog, ia bagajul și pleacă. Eu m-am dus, i-am luat toate hainele, le-am pus într-o geantă și le-am pus la ușa afară și am spus, du-te, te rog. Tu ai și n-ai și ne -ai fost toată viața noastră cu noi aici, am uia vii și spui că vrei să faci familie, eu asta nu accept. Până am tot nu vrut, deși acum vrei. Um, și din, din senin tu acum ai venit și vrei familie. Asta nu real. Și tu pe papa l-ai înșelat, um, tu toate lucrurile astea ai făcut și acum vrei ca noi pe tine să te iertăm. Papa poate te iartă, dar eu nu pot să te iert. Ea spunea că eu visesc tot asta și eu spun nu real, asta nu mai e la mine în cap, eu am fost influențată de oameni. ea um, e pe mine mă face proastă parcă eu nu știu despre ce eu vorbesc. Că eu sunt încă tânără, eu încă nu înțeleg, ea spune tu singura să fii mamă într-o zi și să înțelegi. E, era joi și eu m-am dus la fizioterapie, că am avut probleme cu spate și e pe mine m-a dus cu mașina și stătea și m-a așteptat în mașină cât eu eram la fizioterapie. Dar eu înainte să mă duc, am luat telefonul, am apăsat să înscrie și am ascuns sub scaun la mașină. Și când am venit înapoi, n-am dovedit să ascult încă, n-am avut timp. A doua zi, vineri, era un teatru la noi, unde noi trăim și am vrut să mă duc acolo cu prietena și eu insistat că eu să stau la prietena să dorm. Și dacă teatru s-a terminat, la vreo 12 noaptea, eu am stat la prietena mea și a doua zi am venit înapoi acasă. Când colo mașina noi, mașina lui papa de firmă, care, de la firma lui, care el nu, era, care e merge cu ea. Și eu îl întreb pe papa unde e s-a dus și papa a spus că e s-a dus la sală de joc cu copiii și a să vină sara. pe urmă, Deamu, era seara, eu m-am dus la alt teatru, că era sezon unde mai multe um, saturi erau teatrui. Și m-am dus la altul și am venit noaptea iară, târziu. M-am dus la ora 1, văd că papa încă trează în oficiu. Al întreabă el, um, da unde e mama?" Și el ne arată un mesaj la dânsul telefon, unde e scrie că... Eu băut prea mult că era la o prietenă și a să stăi pe noapte și a să vină a doua zi. Era duminică. E nu vine, ne-am era amează și era timp în sfârșit să vină înapoi. Frații nu erau. Nici frații nu erau, că frații erau cu dânsa, doar s-au dus la sală de joc. Cum mi au spus nouă. Și atunci eu, că știam, eu știam hainele lui sora și fratele meu, doar eu ne îmbrăcam. M-am uitat în dulap, erau haine, dar nu erau acelea care eu le știam. Și când mă uit, am... nici papuci nu nici scurtele nu sunt. sunt. M-am dus sus la papa și spun, tot a dispărut, nimic nică nu e aici. Papa a spus, hai, urci de în mașină, îndușim la poliție. În mașină pe drum la poliție, eu am ascultat ce am scris cât am fost la fizioterapie, că doar până atunci când am dovedit ascult și în acolo e planuiește absolut tot. E vorbea la telefon cu cineva, cu cine eu nu știu, dar e spune că o ascuns pașapoartele în mașină, o a făcut bagajul tot în mașină, e gata de pornire. Și e a se spună la copii că ei se duc la Germania, că fratele ei a trăit în Germania că duc la Germania să viziteze vereșorii, așa ei, copiii se duc cu dânsa. Da, e spunea că e spunea că e vrea să vină la Moldova, că deamă la școală e o vorbit și a să iei copiii la școală, și gata, planuit. Eu, cât ascultam, plângem. Eu nu mă putem opri. Eu până și cât stăteam la poliție, eu nu mă putem opri să plâng. Papa era absolut stresat, el pentru dânsul tot, lume, lumea lui s-a stricat cu asta, el observat copiii lui Nus. Um, de soții, doar e pe dânsul l am, ajut, de -am era, nu era surpriză dacă copiii nu erau, asta era foarte, foarte greu pentru ambii. Noi la poliție am stat până seara, ne-am dus la vreo ora două sau trei și am stat până la ora șapte, opt seara. Uh, am povestit tot. eu o luat mașina lui papa să ajungă în Moldova, s-a dus repede cu mașina. Chiar și-a venit lupapa papa cu poșta să plătească ștraf pre prea rep de mers. Și este o fotografie de la dansa um, și papa, chiar uh, poliția, a reușit să ducă mașina înapoi. Că eu au făcut, o falsificat documente că are voie să meargă cu mașina, că papa i-a dat ea mașina să meargă, dar asta nu e adevărat. Eu a luat o ștampilă, care și ea lui papa, dar nu e lui papa și o făcut, eu călit din numele lui, dar tot nu era real. Și lui papa i întors mașina, el pe dânsa nu a alungat el doar iertat o iertat el chiar a vrut să-i ei șansă, e să, de șans, să a, găsească de lucru și să a fie o familie fericită. Ea mie nu ne-a propus să meargă, dar eu cred că, pur și simplu, e observat că e o pierdut controlul asupra mea. Nu mai putut să mă mai bată. Eu ei facem clar să duc. Eu să spunem că dacă ea se eu vreau să rămân cu papa. Eu îi facem toate lucrurile astea, e clar. E o pierdut controlul asupra mea și așa că pe mine nu a putut să mă mai iei. Cu copiii erau mai ușor. Eu avem speranță că aș pot să vorbesc cu fratele și sora. Eu n-am știut că n să mai pot cu și să vorbesc deloc eu uh, aveam speranță că cumva a se aduce înapoi. Eu lui fratele meu i-am promis asta, pentru că a doua zi, când m-am dus la școală, am cerut voie să, încerc să sun lui fratele meu. El chiar a răspuns și el a spus că el a încercat să sară din mașină, el nu știu unde se duc, el lor i-a spus că îi pleacă la Germania și uh, că el vrea înapoi, lor lori dor de noi și eu lui am promis că noi asta vă ducem înapoi, nu te temi, noi suntem aici pentru voi, noi să facem orice posibil. Și asta chiar a fost speranța mea. Eu am plâns în fiecare sară. Eu tot și au fost alu fratele meu, am pastrat într-o cutie să mi aduc aminte ce am mai găsit ce a luat sora mea. Când uh, ea le-a luat uh, la Moldova, ei aveau, fratele meu avea 10 ani și sora mea vreo 5 ani. Sora mea nici nu știu dacă ține minte momentul că ei era foarte mică și ei nici nu știe ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat în 2017 și asta a fost ultima dată când le-am văzut și nu le-am auzit. După ce am sunat pe fratele meu, pe numărul celălalt n-am mai putut suna ori au blocat, ori au schimbat numărul. Ea spune că ei atunci nu aveau telefoane. Eu când, când am fost eu spune, păi, au fost confruntat, ea spune, da, păi n-au telefoane, care e cea mai mare minciună dacă eu pe dânsul l-am sunat. Și când tata mi-a încercat să plece la Moldova, să le vadă la școală, eu nu aveam voie să plec la Moldova, că eu n aveam 18 ani, eu, tata meu nu m-a înfiat, el, în așa, e un străin. Deci e pe minimul la sat străin care uh, nu avea voie să scalească nimic pentru mine. El, uh, pentru mine nu avea voie să fac uh, absolut nimic. Și uh, el a plecat la Moldova să-l uh, vadă. Dar când s-a dus la la școală, e imediat când o aflat, o chemat poliția și el nu a avut posibilitatea să vadă lui. Și chiar dacă copiii sunt de la alți bărbați, oricum el pe dâns și l-a crescut, cum a crescut și pe, și pe mine. Um, oricum el l-a iubit uh, din toată inima, cum mă iubește și pe mine. Mie niciodată nu mi-era frică că el să mă lunge sau să mă abandoneze și el, pentru că eu mereu eram a a, a susținem și a mere pe minima De când eu eram mic, noi am avut o legătură foarte, foarte puternică. Nici nu știu cum să explic asta cel mai bine. Nu numai noi am fost ca fică și tată, dar ca cel mai bun prieten. Eu pe dânsul niciodată nu l-am mințit. Eu orice ce s-a întâmplat mereu lui am spus, el absolut tot, știe despre mine. Eu când facem ceva greșit, îi spuneam lui când ceva s-a întâmplat, îi spuneam, nici nu ne era rușine să-i spun lui, pentru că noi toți suntem oameni, noi toți greșim și el pe mine n-a să mă judece că eu am greșit. Și eu asta știu și eu de atâta aș niciodată nu l-am mințit. Când ieșim cu oameni, că eu tot eram, trebuie din tăi să fac experiență cu oameni care sunt oameni buni, care sunt nu, tot îi spunem lui și el clar că era foarte înțelept. El a fost în Moldova în timpul a numai două ori, și a treia oară cu mine, când eu de-am de avem 18 ani. El a venit să facă test ADN, să vadă dacă astea sunt copiii lui. Pentru că când ea a plecat, ea imediat, odată în judecată, se divorțează. Dar ea nu trimis invitația la noi în Elveția, papa să primească, dar eu trimis la unul din apartamentele ei, ca e pe urmă să iei scrisoarea și papa niciodată să nu o primească, să nu știe nimic, e se să divorțează, să ceară ce e vrea, și ea o divorțat de dânsul fără voia lui. Și noi asta am aflat de la un care tot trăiește în Elveția și e nouă asta ne a spus și așa că noi am luat avocați și până în ziua de azi încă se judecă. În Moldova ei se judecă pentru că tatăl meu vrea să afle dacă el este într-adevăr tatăl sau nu, că în aprilie noi am venit să facem chestia de ei, e nu a venit e o, renunță la testa din ea, ea E să gândește să revină înapoi la noi? De unde știi? E asta în judecată, au spus, că ea vrea să vină înapoi. Eu cred că e pur și simplu a realizat că eu fost o greșeală să furi copii să vin în Moldova și de so, eu cred nu mai primește bani, gata, nu mai are de unde e și nici idei. Ea, a Amuia e trebuie să împrămoce sau e posibil de la restaurant, dar nu mai este așa de mult cum papa i-a dădea. De Săptămâna asta a fost prima dată după patru ani când noi ne-am reîntâlnit cu dânsa. E că eu n-am simțit absolut nimic, nici ură, nici um, supărare, nimic n-am simțit față de dânsa. Um, apoi Ea Când a auzit Eu am spus la judecat Ca martur adevărul Cum a fost Ea a spus că el respinge tot ce eu spun Că tot ce eu spun nu e adevărat Că nenea uh, ne -a, a spălat creierul Că eu nu știu despre ce vorbesc Că e mamă Și eu când așa mamă Eu o să înțeleg eu, când am zis mama, ce și eu să înțeleg, este că copiii au nevoie de iubire, ei au nevoie de mamă lângă dânsui. Dar ea e mama care m-a abandonat. Nu în momentul când eu ne am luat soraș frate, dar ea m-a abandonat de mititică. Eu, când am intrat în clădire și ne-am dus, am ridicat la etajul care trebuie. Ea, stat ea cu o femeie la sfârșitul coridorului și pe urmă nimeni nu a spus salut, nimeni nu a spus nică. Și când am dat să intrăm în sala de judecată, să apropie femeia și ea de mine și spune Deși nu te salut cu mama ta, eu oricum ți țin, mamă, că eu n-am educație, dar eu am spus că eu, eu n-am nică și să zic pentru mine ea nu mai este mamă. Eu m-am jurat că de ieri nu îi mai spun ea, nu mă refer la dânsa ca mamă mai mult. Până atunci, ea, pur și simplu, m-am deprins și uh, eu cum e femeia care m-a născut și nu are importanță, dar după ce s-a întâmplat, întâmplat ieri, nu mai pot, gata. S-a terminat, eu um, e prea mult eu făcut și așa o mamă nu procedează. Noi nu ne-am uitat unul la altul în ochi. Clar că am uitat la dânsa și e probabil s-a uitat la mine, dar noi nu am tras atenția una la altul și să ne uităm. Nu era tot una dacă era acolo sau nu. Eu pur și simplu am vrut să spun cum a fost. Eu pentru asta așa m-am dus să spun cum a fost și lasă ea să audă și eu făcut din mine. Ce fel de dragoste e asta când abandonez copilul tău? Nu numai după 4 patru ani de zile nu comune, deci, dar de când copilul e mic, alvez din când în când, fiecare câteva luni și a, a, nici, nici la ziua lui nu petreci cu dânsul. Papa blocată pe dânsa a totul locul, chiar chiar și pe e-mail pe dânsa a încercat să se scrie. El lui scrie că dragul meu, n-o de tine. E mereu să se referea la dânsa când îi scrie ca dragul meu, avocații tăi nu mă eu banii, um, ei nu serioși cu tine. Și mereu se referea la dânsul ca dragul ei, dar um, papa o bloca mereu. Și el găsește alt metod. Da, la Moldova e povestea. Eu m au auzit vorbe că spune că el pe mine mă cheamă înapoi, el, el, vrea ca eu să vină înapoi și el o pastrează pe Alina numai că, eu, că el îi aduce aminte de mine și așa mm -hmm. lucruri. Eu am auzit că, când am venit la Moldova în aprilie că e povestește că Ba, eu cu papa, muia sunt, chiar pe minima folosește, că noi împreună avem o relație, ori că eu am un bărbat mult, mult, mult mai bătrân ca mine și o oh, săracă, va de mine, sunt nu amint gravidă, că eu prostuță, e prostuță, ea povestea. Dar de fapt, eu sunt împreună cu un băiat de vârsta mea. Și evident, eu pun poze pe social media și se vede, dar e oricum îndrăznește să alcătească așa lucruri. Așa lucruri nici nu se ia în serios, nici papa nu e în serios. Când eu nu-i nu noi numai ne râdem de asta. În judecat, e povestea e, și el lucrurile, e cumva, și eu am încercat să nu plâng, am încercat să stau, și să, dar eu n-am putut. E spune că eu am fost influențat, că eu nu știu și că da, într-o zi eu o să înțeleg și după judecată eu am mai stat o leacă mai mult și când am ieșit din sală, eu văd că tata vorbește la telefon. Pe urmă, um, papa vine la mine și spune că vrei să vorbești cu frățuorul tău? Eu deodată am spus, da, desigur, patru ani nu am mai vorbit cu fratele meu, clar că vreau și am luat telefonul și spun: "Ei, hey, salut. Așa de tare, îmi dor de tine. Eu plângem, plângem, plângem. N-am putut eu, eu n-am putut să termin că prima dată am auzit Glasul lui fratele meu s-a schimbat, el s-a făcut uh, mai mare, atunci avea 10 ani, mai are 14. Îndeamul, um, da, s-saudie, să, să dar vorbește la fel. Și încă germană mai țin în minte, dar foarte rece răspundea, numai cu da sau nu. Și am întrebat, vrei să vorbești cu sora? Și eu spus, desigur. Și eu lor îi și de tare mine dor de că de tare eu pe și le iubesc, că abia aștept să le văd. Dar ei nu spuneau nimic înapoi. Ori și eu, spuneam, abia aștept să vă văd. Și nimic nu răspundeau. S-au întrebat la voi, tot e bine? Și da, numai, da, nu foarte foarte rece Asta mi-a rupt inima Asta a fost din, unul din cele mai, cele mai um, Dureroase Momente din viața mea Pentru că după patru ani Eu am auzit din Prima dată uh, vocea Și comunicare um, cu, În general Cu frații mei Și e, nu mai este cum a fost Eu uh, cred că ea lor, eu spălat creierile, ea lor. Um, eu, de exemplu, tata meu biologic, eu nu o mai țin minte, posibil și-am văzut, um, probabil e pe mine mulat și să-l vizitez, dar eu nu o în minte, nu știu cum arată. Probabil și el a încercat pe mine să mă găsească, să petreacă timp cu mine să vorbească măcar, dar eu, cred că și el uh, e împiedicat lui. Um, să nu poată să vorbească cu mine Mie e mereu Ne spunea că El despre tine nici nu vrea să știe Uite, el pe tine nici nu te sună Când nici de, de ziua ta nu te felicită de dânsul Nică nu știi Se vezi când ați crești mare El ați te caute. aș Ați de la tine bani Că tu ești în Elveția El putea să te folosească Și... Așa și eu am pierdut interesul cu dânsul să comunic să, sau să știu și din el. Noi, și eu și papa, cel mai tare vrem, măcar minimum, să avem posibilitatea să le vedem și să vorbim cu ei, dar fără dânsa. E, nici eu, nici papa nu avem puterea și nervii să fim în prezența ei, dar noi a, vrem să le vedem și să comunicăm și să vorbim cu dânsii, mai ales că nu e vina mea ce s-a um, întâmplat între maturi, um, nu e vina mea ce s-a întâmplat între dânsii, eu nu înțeleg de deci ce eu nu am avut posibilitate să vorbesc și să văd frații mei. Eu aș vrea să spun or, ca ei să știe că eu pe dânsii iubesc, din toată inima ei sunt um, unii din ce, uh, cei mai importanti oameni din viața mea, ei împreună cu papa, pentru că ei uh, sunt familia mea. Noi am trecut prin așa multe și uh, ei într-o zi a să vadă cei oameni, mama lor. La femeia care m-a născut, eu nu-i mai spun mamă, dar eu vreau ca ei să fie fericită și să-mi dai nouă pace și să-mi dai voie să comunic și să văd frații mei. Eu înțeleg că să bați copilul este o metodă de educație și aici și eu aș putea să iert numai așa ceva, dar problema nu constă numai în asta, dar în total cum e în general s-a comportat cu mine și cine eu am devenit din cauza ei. Pentru că e pe mine mă abandonat, de când am fost mică. Eu am crescut în majoritatea vieții mele fără mamă și chiar dacă ea era lângă mine, ea nu ne dădea dragoste, ea pe mine nu mă susținea, eu um, am devenit independentă. Eu foarte repede m-am maturizat, dar nu numai lucruri pozitiv, dar eu nu pot să e foarte greu să fac prieteni. Eu nu pot, eu n-am încredere în mine, eu nu pot să mă duc să încep o discuție cu cineva. Dacă cineva vorbește cu mine, eu dacă mă tem să răspund. Um, eu îmblu la psiholog până în ziua de azi, pentru că dacă eu nu al văd cel puțin fiecare două săptămâni, eu am impresia că cad în depresie și plâng foarte mult, mă sunt parcă n-am valoare. Eu uh, mereu mă gândesc și oare alți oameni gândesc despre asta, eu pun valoare ca oamenii împrejurul meu să fie fericiți, dar tare trebuie să fie invers, eu trebuie să fiu fericit cu mine, eu trebuie să mă iubesc. Dar asta tot consistă în asta că trebuie să primești iubirea asta în, uh, în copilărie ca să poți să te iubi pe tine, dar eu asta nu pot și eu mă în, învăț asta și pare tot ok, pare tot bine, dar eu sunt dependentă de psiholog, fără, fără dânsul eu nu pot să măcar o viața mea străiesc cu să mă simt leacă bine. Eu lucrez la asta că eu să mă iubesc pe mine singură și eu sper că într-o bună zi eu să pot să văd frate și sora mea, tot a să fie ok, ea să înțeleagă, ea să înțeleagă ce om e, este, e pe noi a să înțeleagă cum noi și de ce noi am procedat. Sper că ea să citească dosarul, a să vadă ce a fost spus și a, să fie cum a fost relația între noi și că eu a să devin confidentă, a să mai iubesc pe mine singură și tot trecutul m-a făcut mai puternică, dar să mă facă că nimeni nu poate să mă dea jos mai mult. Eu cu papa suntem... nimic nu ne poate despărți. Noi niciodată nu ne certăm. Dacă câteodată noi avem diferite păreri, e ok, asta există, noi suntem oameni. Dar cum am spus, nu e tata care naște, dar e tata care crește și el pentru mine este papa meu adevărat. Trebuie să fie. Papa a fost un cadou de la Dumnezeu. El trebuie să fie și asta e cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața mea, este papa. Pentru că el pe mine m-a crescut de când eu am avut 3 ani și el pe mine niciodată nu m-a lăsat, nu m-a abandonat. El um, a fost un papă mereu, el pe mine m-a ascultat. Um, el mi, mi oferă cea mai bună șansă, El lucrează pentru mine fiecare zi. Eu nu sunt foarte mulțumită și ei, pentru că e pe mine să în Elveția. Datorită ei, eu sunt în Elveția și asta eu recunosc. Asta uh, a fost începutul uh, um, viitorului meu, care a, este să, să fie frumos datorită faptului că eu am crescut în Elveția. Eu pentru papa vreau să rămân în Elveția. Eu um, am posibilitatea să studiez în orice țară datorită la cum cu mă termin școala, dar eu pentru că vreau să fiu lângă dânsul să susțin, să fiu um, dacă el a să aibă nevoie de mine, eu să fiu aproape. Eu vreau să studiez în Elveția și încă în plus că e cel mai bun și pentru mine și eu eu un, um, vreau să mă duc la universitate în raionul, un, fix lângă unde el trăiește, așa că în fiecare zi eu am posibilitatea să mă duc dacă ceva este. Eu um, mă sunt o leacă responsabilă că el e tot ce eu am, el e tot ce mie mi-a mi rămas, eu nu pot să-l pe el. Și eu sunt pentru el, tot ce lui a rămas, tot um, ce pe dânsul a puternic. Papa este foarte dezamăgit de situația asta el încă nu a găsit un partener nou, dar eu sper din toată inima asta tot ceva ce eu îmi doresc este că el să găsească o femeie cu care el poate să devină fericit. Macar um, el are 50 de ani, macar restul vieții lui să trăiască cu o femeie care a să-l iubească, a să um, ce el merită, că el merită iubire, el merită să fie fericit. Un mesaj pentru ea este că nimeni niciodată n-a să înțeleagă cum asta să, să fie abandonată și să nu primești uh, iubirea asta de mamă. Și ea poate crede că E tot ce a făcut, a făcut uh, corect, pentru că așa e caracterul ei. E niciodată n-a să vadă că e greșit. greșit Niciodată în viața ei asta n-a să recunoască. Dar eu oricum sper că e măcar e fericită cu ce e are, cu ce uh, și din asta s-o primit și uh, eu sper că. Uh, a să termine tătă judecata asta și ea să viața ea, eu să viața mea um, și eu de dânsa nu am um, să mai știu și ea de mine, nu să mai știe. Dar eu sper că cu frații asta am ocazia să le văd pentru că ei sunt foarte importanți pentru mine. Psihologii susțin că un copil care nu primește afecțiune poate dezvolta pierderea respectului de sine, pesimism, intoleranță, acumulează frustrări, uneori lipsă de autocontrol cu tendințe spre agresivitate și violență. Păi iată, acești copii cresc maturi cu probleme pe care le-a menționat și Alina. Lipsa dragostei pentru sine, dependența de psiholog și de cei ce spun cei din jur. Nu știu cât de mult istoria din acest monolog poate schimba atitudinea unui om precum femeia care a născut-o pe Alina, dar dacă măcar un părinte de asta se va gândi să fie mai afectuos cu propriul copil, înseamnă că acest video și-a atins scopul. Nu vă despărțiți copiii, nu-i montați împotriva omului de care ați divorțat și a fratelui sau surorii care a rămas cu celălalt părinte. Gândiți-vă că în viitor voi nu veți mai fi. Iar fratele și sora vor fi unii dintre cei mai apropiați oameni pentru copilul pe care îl iubiți. Încercați să treceți peste lăcomie, peste dorința de a înșela pe cineva ca să vă atingeți obiectivul. Fiți mai buni cu omul de alături, cu copiii, cu prietenii, cu vecinii, cu animalele și cu natura. O lume plină de afecțiune și empatie este cu siguranță o lume mai bună. Mulțumesc tare mult celor care susțineți acest proiect cu o donație lunară pe patreon.com bară 2 galbeni. Datorită vouă, istoriile precum cea a Alinei ajung să fie cunoscute de un public foarte mare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.